Hedgehog. John. Să facem și the hair. Daddy can't see me. Daddy can't see me yet. Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Bine ați venit la o nouă zi de daily. Cred că este daily ziua 5, sper că nu zic prostii. Tocmai am mâncat un covrig pe care l-am făcut ieri. Sinceră să fiu, le-am băgat târziu și i-am cam ars un pic. Coaja este un pic cam tare. Dar tot sunt foarte buni, adică am mâncat și soțul, am mâncat și fetițele. Dimineața am mâncat și eu unul acum. Sunt plină de praf. Am avut clientă dimineață și cred că am praf și în gură. De aia vreau să mă duc acum să-mi fac baie. Ne-au reparat în sfârșit și gardul, adică și asta cred că l-au reparat pentru că în urmă cu o săptămână, dacă nu zic prostii, vecinul era să-și piardă câinele. Știți că vă zisesem eu acum câteva vloguri că de asta mie să nu-și piardă câinele, să nu-și piardă vecinul câinele, deoarece câinele lui este un pic mai în vârstă și nici poarta noastră mică din spate nu se închide și tot așa. Fetele mele n-aveau cum să se piardă pentru că ele au voie în curte doar cu mine, adică ele când sunt în curte, eu nici la toaletă nu mă duc dacă mă credeți, pentru că mi-este frică să le las singure. Am mai auzit că sunt mamă disperată, că prea le suflu în fund, dar nu, ele nu au voie nici măcar să meargă, nu știu, în spatele meu. Trebuie să meargă în față și nu la mare distanță. Asta mă refer că mergem pe stradă sau undeva. În fine, poate nu toate sunteți de acord cu mine, dar așa simt eu că îmi protejez copiii, mai ales la câte nenorociri se întâmplă ziua de astăzi. Haideți că am sărit de la un subiect la altul. Și vecinul a fost foarte, foarte nervos și nu neapărat pe noi, pentru că eu am mai vorbit cu vecinul și eu și soțul și ne-am cerut scuze, dar am zis că nu este vina noastră și a zis că și el înțelege, pentru că și el are un propriu, vecinul fiind englez, deci nu e vreun rasism sau vreun ceva, dar se pare că așa sunt proprietarii, pentru că și el mi-a zis și proprietarul meu este la fel. A avut nu știu ce scurgere și ajunseseră să intre șobolani în casă și l-a durut fix la 5 metri în spate, adică pe proprietarul lui. Iar săptămâna trecută când era să-și piardă câinele, soțul meu l-a văzut nervos și a zis, uite, eu i-am sunat și le-am zis de atâtea ori, au venit și în inspecție, proprietarii nu mai zic că au venit de vreo 4 ori, apoi a venit și agenția, apoi a mai venit și un nene, nu știu exact cum se numește, ăsta care nene din acesta care fixează garduri. Deci cred că au venit de vreo 4-5 ori. Eu cred că ei, la proprietar, nu i-a convenit prețul. Și asta e că o lăsăm așa. Și a dat soțul numărul de telefon și a zis, uite, sună și la agenție și la Luarda, pentru că noi, sincer, nu mai avem ce să facem. Și până într-o final au venit astăzi și după una și alta vrea și ea să vină mâine să vadă casa în condițiile în care a fost agenția, nu știu, la începutul lui martie. În fine, am zis să vină, să se uite, să mă lase în pace, oricum n-are ce să vadă pentru că în casa asta numai eu am băgat bani, adică mă refer la pereți, nu este nimic deteriorat, mobilier, nu este nimic al ei decât din bucătărie și așa. În fine, mi-a venit o comandă de la Shogun, doar că eu am 3 chestii, pe celelalte nu o să vi le mai arăt, pentru că sunt produse de curățenie, parfumuri pe care trebuie să le dau și eu am aici 3, pe ăsta deja l-am început, dar nu l-am mirosit pentru că am vrut să-i trimis soțului poză. A văzut el pe TikTok un videoclip cu cineva care făcea review la parfumul acesta și a zis că îl vrea și el, l-a mirosit și i-a plăcut. Mie, sincer, mi se pare un pic cam dulce. Da, miroase foarte, foarte bine. Dar, pentru gustul meu,
Mi se pare cam dulce, dar îmi place că mai am încă unul din gama de lux în colecția mea. Stați așa să îl pun aici să nu se spargă. Îl am pe cel alb, auriu, acesta albastru. Eu mi-am dat comandă de 131. Mie îmi place, v-am mai zis, parfumul ăsta de mod. E parfumul meu preferat. Este în 35 de ml. Poți să îl car după tine unde vrei, adică și în bagajul de mână, la asta mă refer, pentru că este foarte mic. Îl am în baie, dar e pe terminate și de aceea mi l-am comandat. Și de ce mi l-am luat în variantă mică? Pentru că îl car după mine. Aoleu, doamne, deci eu mor după parfumul ăsta, e parfumul meu preferat. Și mai am aici unul din gama de lux. Și ia să vedem, nu mai știu care este acesta. A, cel roșu. Da, deci acum pot să zic că le am pe toate. Acesta este 118. A, ce frumos miroase asta. A, ce frumos miroase, miroase foarte, foarte bine. Acum pot să zic... mamă, cât îmi place. Acum pot să zic că am toate culorile din gama de lux. Nu cred că mai este vreo culoare. Îl am pe acesta roșu, albastru, îl am și pe cel alb și pe cel auriu. Aș vrea să mă duc să-mi fac baie, că sunt fetițele la grădiniță, dar parcă aș vrea să fac, nu știu, și un chec, nu știu, habar nu am, nu știu ce o să fac până în final, dar oricum, vară și vouă. Mamă, cât îmi place asta. Eu v-am zis că le am decât pe acestea. Dar am uitat de acesta negru, care nu mai are cutie săracul de el, a luat-o și a aruncat-o soțul, cu toate că mie îmi place să le țin așa în cutii, dar na, aia e. Și din toate acestea, eu am decât două, pe acesta roșu și pe acesta alb, și ăsta alb îmi place foarte, foarte mult, nici nu mai știu ce esență e ăsta. 100, unde scrie? Stați așa că nu văd. 109, aici sus. 109. Îmi place foarte mult. Ăsta e preferatul soțului. 124. Acesta cică e unisex, dar mie mi se pare că bate mai mult spre bărbat. Ăsta pe care l-am luat astăzi, nici nu știu dacă v-am zis. 129. Ăsta care este? Opa. 118, ăsta cred că v-am zis. Și ăsta 130. Deci îmi place parfumul ăsta de bărbat, de mor. Miroase așa bărbătesc, nu știu, v-am mai zis eu vouă. Astea sunt toate pe care le am din gama de lux. Dar parfumuri normale din cealaltă gamă am multe, nu știu. Oare să zic 7 în baie și mare și Costi. 7 doar ale mele. Costi cred că are vreo 5 sau 6 pe acolo pe undeva. Da, știu, sunt multe și par multe, dar sunt la un preț foarte, foarte bun. Înainte poate nu era prioritar să mă duc să-mi iau un parfum de 100 și ceva de lire. Dar la prețurile astea, cel puțin celelalte, parfumurile normale nu le am aici, eu zic că se merită și sunt la un preț foarte, foarte bun. Gata, nu mai vorbesc, mă pun să meditez un vlog ca să apară astăzi, pentru că cel de ieri a apărut foarte, foarte târziu. Mom, I think I'm getting sick. Da? Yeah. Vrei să-ți am mami niște medicine? Yes. Da? My LOL hair. Yeah. I like bonbon. He's so cute. Da? I like bonbon. Știi că și astăzi mergem la tata? What? Și astăzi mergem la tata. Pauză. Yeah. Like yesterday. Yes. Da? We're going to get food for daddy. Da. He forgot it again. Nu, zis să o încălzesc eu. Să nu mai mănânce rece. Încălzește mama și eu duce. Da? Yes. Sper că mă vedeți bine.
Este vreo 6 ceasuri, am venit din nou la Costi la muncă să-i aducem de mâncare. N-aveau nimic de făcut la ora asta și am zis că mai bine eu încălzesc eu și eu aduc aici să mănânce și el caldă. Așa îl mai văd și fetițele, nu mai sta așa supărate că le este dor de tati și tot așa. Acum plouă cât de cât ușor, dar când am plecat de acasă, pur și simplu torna cu găleata, era furtună, deci abia am văzut să conduc și mergeau ștergătoarele stânga-dreapta, stânga-dreapta, așa la foc automat. Și eu care ziceam că o să mut mașina, că sunt cu mașina soțului, și care ziceam că o să-mi iau mașina mea, dar nu mă mai mut acum pe ploaia asta, mai sunt și cu fetele. S-au uscat lucrările pe care le-au făcut fetițele ieri, paint pe pasta, mami. Uite așa, e pe purple și aici pe pasta. Vezi? Așa, biți. Wow! Normal, nu trebuia să le las peste noapte, doar pentru că... Da, mami. Pentru că ieri noi am lucrat destul de târziu, cred că pe la 7 am început să facem. Bravo, Ana! N-am mai avut timp să le mai lăsăm să mai usuce și de aceea le-au făcut acum. Dimineața au fost la grădii. Foarte interesantă această activitate. Mie-mi place tare, tare mult. I like painting the pasta. Da? Yeah. Uite, paint the pasta. Uite aici. Aici. Să vă arăt și ce acoarele folosesc eu pentru fetițe. V-am mai arătat, dar probabil sunt persoane noi aici. Mie-mi plac acestea. Se pot spăla. Deci asta cred că e cel mai important pentru mine, să se spele acoarelele și creioanele și cariocile și tot ce ține de pictură și de scris. Pentru că, na, sunt copilași și dau pe ei și să nu aruncăm hainele. Pentru că am mai avut eu niște acoarele și dădeau fetițele pe ele și a trebuit să arunc hainele. Nici cu din acela de pete nu se lua. Și peste cred că le-am luat de pe Amazon. Sper că nu zic prostii, dar cred că le găsiți peste tot. Wow, ce frumos! Foarte frumos, Ana și Catalea. Just pasta, mami, just pasta. Așa, pițule. Bravo. Use the bow and orange. Ia ce culoare vrei, telică. Yeah. Da? Because I want to each colors are nice. Catalea, să știți că eu o pieptăn, îi desfac părul, o pieptăn, dar vrea mereu să-i fac codițele, așa ca la LOL doll. Mami, stai așa un pic. Mami? Pe mami, te-ai făcut de pictură. N-ar nimic. Ridică mâneca, te rog. Hai și pe asta. Pe ala n-au lăsat-o cu nasul neșters la grădiniță. Ia uite-te, mami, la mine. Și uite și ce a făcut aici la buzică. E toată, cum se numește, uscată așa. Pink? Hai, și acum fac acolo. I can use on bone. Pe care vrei, tălică, mami? Foarte frumos, bravo. I do it more better in Alana. Nu, mami, amândouă, faceți foarte bine. Amândouă sunteți la fel de bune. Da? Tu ești... We're taller. Tu ești bună la pictură în felul tău, Ana e bună la pictură în felul ei, da? Amândouă faceți foarte frumos. Yeah, I need to paint the pasta nicely. Hai, Nanita. Stai așa, mami, Cătălică, bagi mâna aici. Trage asta mai aproape de tine. There we go. Ana s-a supărat pe mine. Vreți să vedeți și de ce? Că am luat culorile. Dar de ce nu te uiți, mami, la noi? Ia uite-te la noi, te rog. Ai vrut să te machiezi? Nu mai, mami, că ia uite, îți bagi în ochi, mami, și pus să... E periculos, mamă. Hai! Hai! E periculos, ia uite. Periculos. Periculos. Și arată mâinile. Cealaltă. Lana. Alana a făcut acolo. Ai vrut să-ți faci make-up? Și cealalt? Ia, arată-mi așa. Hai, lasă că te spăl. Ai vrut să-ți faci make-up? Ia, Lana, ce ai? Why? Lana, ce ai? Bravo. Dar oricum trebuie să te speli pe mâini. Ia. Ieduț. Ești ieduț? O să cazi. O să cazi dacă mai faci așa. You're gonna fall.
Au terminat o parte din ele. Catalea a terminat-o pe aceasta. O să o lasă să se usuce. Aici. Acum va duce mama ciorbiță. Da. Pus aici, astăzi n-a avut deloc. Asta a făcut Alana aici și cu asta micuță. Și pe asta nu o să le arunc. O să le las să le fac mâine. Pentru că e păcat de ele să le arunc. Acum astea trebuie să le iau să le spăl și apoi să le dau fetițelor să mănânce. Tu ești fată cu minte? Ce faci, Pami, acolo? Dă-te, te rog frumos, jos. Deci, dacă într-o zi Catalina își va rupe mâna, din cauza asta și-o va rupe. Mami, hot. Mami, nici măcar nu arde. Nici măcar nu s-a încălzit. Toothbrush. Hai, băgă-ți. Da, hai. Băgă-ți aici, cealaltă mânță. The other hand. This hand. Așa. Bag o mașină la spălat acum. Am pus detergent pe mâini. Iu. Vedeți, eu nu pun foarte multe haine în mașina de spălat. Pun de că până aici, până la săgeată, ca să se spele foarte, foarte bine. O să mai am o mașină de albe și voiam să vă arăt acest Lenor. Deci, nu mai știu de unde l-am luat. Oare B&M? B&M sau Home Bargains, pentru că eu de acolo îmi fac cumpărăturile. Și miroase foarte, foarte frumos. Da, să închid aici. Mai am niște haine de sortat și să pun acest Lenor, dacă pot să deschid cu o mână. Doamne, ce frumos miroase. Deci îmi place la nebunie cum miroase. Așa, și dăm drumul aici. Dragilor, aseară nu am mai apucat să mai închid acest vlog, deoarece fetițele nu s-au simțit foarte bine, au făcut febră toată noaptea. Și acum au febră, nu au o febră foarte mare, dar mă bucur că sunt vioaie, mănâncă, se joacă, adică nu stau moleșite în pat. Am început să le dau, bine, încă de ieri, Calpol, ibuprofen și sirop de tuse. Am să închid acest vlog aici, nu știu exact cât am filmat, dar din nou o să-l postez așa cum este. Eu vă mulțumesc tare, tare mult că ne-ați urmărit, iar noi ne revedem mâine. Pa, pa!